Alibek, Denis Alibek. De ce Da, este un lider incontestabil la, la Faro și a pus amprenta jocului echipei. A adus un plus valoric, este determinant, este genul de jucător care își asumă în momentele complicate. Au fost răsturnări de scor când echipa era condusă. El are capacitatea asta de, de a-și asuma în momentele astea importante cu încărcătură. Deci este un jucător cu personalitate. Șuturi, este un jucător combinativ, apare foarte bine la finalizare. Cred că și e un foarte bun mobilizator în teren, pentru că, da, sunt scene în care gesticulează, dar sunt momente când contează foarte mult ca un lider să-și susțină colegii momentele astea mai puțin bune de joc. Eu l-am văzut implicat, l-am văzut, se demarcă și în zonele astea laterale, deci are și, dă dovadă și de altruism, adică iese din colțurile astea de 16 metri în zone unde cu siguranță știi că nu poți să finalizezi. Deci are și calitatea asta pentru, pentru a-și pune în valoare ceilalți coechipieri. Foarte bun în jocul aerian, protejează, are o tehnică foarte bună, finalizator. De asta și a făcut pasul imediat după câteva evoluții la, la Faro, a făcut pasul imediat la echipa națională și a devenit titular. Eu merg pe Măldărășan, deși sunt prieten foarte bun și cu Hagi și cu Neagoe, am ales Măldărășanu. Cred că Marius Măldărășanu merită să-i dăm acest premiu pentru modul cum a reușit să modul cum a reușit ca această echipă Hermaștea să aibă identitate de joc. Este o echipă care se vede că este lucrată, vedem relații de joc, automatisme, vedem o echipă care știe să sufere în multe momente de joc, dar în același timp nu este doar reactivă, are capacitatea să atace și poziționa. Asta se vede că este mâna antrenorului. Pe urmă, nu mai spun că este super complicat ca antrenor să poți să gestionezi un vestiar cu jucători care au restanțe salariale. Cu jucători care de câte ori vii la antrenament, îți dai seama că subiectul principal în vestiar este când se vor achita datorile către, către noi. Da? Și atunci este o artă de a gestiona momente complicate și pentru mine Măldărășanu este o surpriză plăcută. Și aici este un exemplu totuși pentru toți conducătorii de club că este extrem de important să ai continuitate. Apropo, el a promovat cu echipa, a păstrat un nucleu important de jucători și uite că echipajul să aibă o exprimare consistentă și în Liga 1.